Bună ziua, oameni buni! În acest videoclip vă prezint candela din lemn cu icoana Sfântului Cuvios Stelian, ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine. Această candelă a Sfântului Stelian este realizată din lemn lăcuit de culoare maro, poate fi așezată pe masă sau pe perete. Icoana este protejată cu un gemuleț, iar paharul candelei este de 100 de mililitri. Sfântul Stelian s-a născut în secolul al VI-lea la Adrianopolis, în provincia Paflagonia din Asia Mică, pe teritoriul Turciei de astăzi, într-o familie foarte bogată. După moartea părinților lui, el a donat averea săracilor și s-a făcut monah, urmând îndeaproape sfaturile duhovnicești ale bătrânilor călugări. Cunoscându-i râvna și dragostea pentru Hristos, starețul mănăstirii rânduiește pentru tânărul Stelian să-l facă preot, dar el, socotindu-se nevrednic, cere duhovnicului îngăduința de a se nevoi într-una din peșterile din preajma mănăstirii. Cu binecuvântarea primită, se retrage în pustiu, într-o peșteră, unde s-a învrednicit să primească hrană de la Îngerul lui Dumnezeu. În această peșteră a viețuit ani întregi, în post și rugăciune neîntreruptă, în mijlocul stâncilor și cu mintea înălțată la Domnul. Sfântul Stelian va revărsa mai departe dragostea și mila lui Dumnezeu către creștinii aflați în suferință. În părțile acelea bântuia o molimă cumplită, care secera în primul rând copiii. Sfântul Stelian, amintindu-și de plânsul părinților săi, care au pierdut mulți copii, dintre frații lui doar el rămânând în viață, se va aprinde inima sa de dragoste dumnezeiască și va începe să se roage neîncetat lui Dumnezeu pentru îndepărtarea acestei molime. Precum Sfântul Ilie, care a înviat fiul văduvei din Sarepta Sidonului, rugăciunile sale fierbinți către Dumnezeu au fost bine primite, molima încetează și mulți copii sunt salvați de la moarte. Pentru viața sa curată și pentru rugăciunile lui a primit darul tămăduirii, darul de a vindeca poporul de diverse boli. Într-una din zilele în care se ducea printre oameni să-i ajute, Sfântul Stelian a pus mâna pe creștetul unui copil suferind, iar copilul s-a tămăduit imediat. De atunci Sfântul a început să fie căutat de copii, mame cu pruncii bolnavi, tineri care nu puteau avea copii sau bătrâni în suferință, care s-au tămăduit prin rugăciunea acestuia. Pentru aceste fapte ale sale, Sfântul Stelian a devenit ocrotitorul pruncilor și a familiei creștine. Sfântul Cuvios Stelian, Paflagonul, este pictat în mod obișnuit cu un copil în brațe pentru neobosita sa misiune de a-i apăra pe cei mici, ajutând în mod special pe copiii bolnavi. Rugăciunile sale aveau atâta putere încât mamele se întorceau fericite în aceeași zi cu copiii sănătoși la casele lor. Faima sa creștea tot mai mult și se răspândea în toate ținuturile învecinate, dar smerenia lui Stelian depășea cu mult cinstirea pe care încercau oamenii să o aducă. Cunoscând căldura inimii sale, iubitoare de copii și mila față de toți cei care suferă, precum și puterea rugăciunii lui, mamele cu pruncii bolnavi veneau la peștera Sfântului și cu rugăciunile sale plecau cu copiii sănătoși și în viață. Mai mult, din dragoste pentru oameni, Sfântul Stelian venea des printre oameni pentru a-i ajuta, apoi se întorcea în peștera lui pentru odihnă și rugăciune. În această stare de dragoste aprinsă către Dumnezeu și de nemărginită milă în rugăciune pentru toți cei care suferă, Cuviosul Stelian va trece la cele veșnice, dar minunile săvârșite în peștera în care a trăit nu vor înceta. Trupul său neputrezit va fi adus la biserica Mănăstirii Sale de Metanie și va avea aceeași tărie în vindecare ca și atunci când Sfântul se afla în viață. Cunoscând evlavia mulțimilor pentru memoria Cuviosului, precum și minunile care se săvârșeau înaintea moaștelor sale, biserica hotărăște canonizarea și trecerea sa în rândul cuvioșilor făcători de minuni, ziua de pomenire fiind 26 noiembrie, care este și ziua adormirii sale. Moaștele Sfântului Stelian au ajuns la muntele Atos după ce Asia Mică a fost cucerită de turci în secolul al XI-lea. În anul 1736 a fost adusă o părticică din sfintele sale moaște de către mitropolitul Ștefan al II-lea al țării românești. Sfintele odoare au fost duse la biserica Sfântul Cuvios Stelian, numită și Lucaci, din București. Locașul de cult este mult iubit de credincioși, aceștia găsindu-și adesea alinearea la racla cu moaștele Sfântului Stelian, Biserica, zidită tot în anul 1736 de către mitropolitul Ștefan al țării românești, a fost renovată, rămânând în picioare până astăzi. Biserica, pe lângă racla cu odoarele Sfântului Cuvios Stelian, mai are și moaștele Sfinților Haralambie, Elefterie și Onufrie. Candela cu Sfântul Stelian are 18 cm înălțime, este lată de 10 cm, iar talpa măsoară 10 cm în lungime. Dacă doriți o candelă cu Sfântul Cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor, aveți un link mai jos în descrierea videoclipului de unde puteți comanda. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!